De câteva zile, toate florile din oraș, mai ales panseluțele, au fost acoperite cu plasă de protecție. Inițial s-a spus că rolul acestei plase este de a proteja plantele de păsări. Primarul Mihai Chirica spune însă că principalul rol este cu totul altul. Acest aspect, acea plasă se pune în special pentru a parcurge sezonul de iarnă, pentru că acolo se creează un microclimat și nu mai intervine înghețul care duce la distrugerea plantei și, sigur, în subsidiar, nici păsările nu mai pot ajunge direct peste ele ca să le deprecieze pentru primăvară. Prin urmare, ele vor sta acoperite pe tot sezonul rece până în primăvară, când se descoperă și practic își încep să-și arate frumusețea așa cum trebuie să o și vedem. Gândiți-vă ce se întâmpla în anii precedenți, că noi făceam plantele începând cu 1 aprilie de regulă, în 15 mai de bea le aveam apărute, după care intram deja în sezonul de vară când trebuia să le scoatem și să punem alte plante. Data asta am economisit mai multe luni de zile și cred că este o chestiune tehnică foarte binevenită. În primăvară, plasa va fi îndepărtată de pe flori și va fi utilizată din nou în toamna anului viitor.